dragilor, eu sunt Stella, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vă prezint o rețetă de ruladă din piept de pui și piept de porc. Se pregătește foarte simplu. Am pregătit aici 700 de grame de piept de pui, deci l-am ales chestiile astea care au așa vene pe el. Le dăm la pisici, la căței, nu îl folosim la salam, că facem pentru casă și facem cel mai gustos salam. Deci alegem pieptul de pui să fie curat, da? Apoi voi folosi un blender sau o mașină de tocat ce aveți și vom mixa pieptul de pui, îl vom mărunți, îl vom face pastă. Am tocat mărunt 500 de grame de piept de porc. Se taie cu bulețe, cu grăsime, să fie un pic de grăsime. Pieptul de pui nu are gram de grăsime, dar avem nevoie la compoziție să avem și un pic de grăsime. Acum venim cu sare, adaug o lingură de sare, 2 linguri de mix de mirodenii, despre el v-am vorbit deja, în cazul în care n-ați văzut, găsiți mix mirodenii pentru carne de stela stratulat. Așa, o lingură de oțet, o lingură de zahăr și 100 ml de lapte. Acum, această compoziție, fie o amestecați cu mâna sau cu robotul, cum am să fac și eu, cu mixerul. Se amestecă în jur de 10 minute. Avem nevoie compoziția să fie foarte bine bătută. O pungă termică, am tăiat-o în două, deci am împărțit-o pentru două rulade sau două salamuri, cum vreți, așa îi spuneți la felul ăsta de mâncare. Și acum, vom rula strângem bine și în același timp să le rulăm, îl presăm să le aranjăm cât se poate de bine. Acum, exact cum strângem o bomboană, ne străim să nu rămână locul goale. Un semi-not, că nu merge pentru un not, și am să mă ajut în felul următor. Așa, și la fel procedăm în partea opusă. Cantitatea cealaltă, împărțiți cum vreți. Vreți să-l faceți mai subțire, mai gros, împărțiți în 3 părți, în 4, în 2, cum vă place dumneavoastră. Eu am făcut mai frumos în fie, am împărțit în 2 părți și gata. Acum merg la frigider pentru o oră ca să marineze un pic compoziția. Acum merge la copt la 140 de grade pentru 2 ore jumate. Așa se prezintă această ruladă. Vreau să vă arăt că se taie foarte ușor. Este legată foarte bine. Îmi place foarte mult la această ruladă și gustul. Are un gust interesant. Vedeți, este destul de solidă, este bine legată. Deci o puteți tăia frumos, o aranjați în farfurie. Timpul de preparare este un pic mai lung, dar merită să aveți pe masa dumneavoastră.
Când am precizat eu în filmare, deci după ce a fost coaptă timp de 2 ore jumate, eu am lăsat-o până dimineață în cuptor să se răcească în voie acolo, apoi abia dimineața am pus-o la frigider și cum vedeți obținem o ruladă frumoasă, gustoasă și cu efort, nu maxim, să-i spunem, un efort minim ca să o gătești, un pic se combină ingredientele între ele și obținem o ruladă delicioasă de casă. Eu vă mulțumesc, dragilor, că ați fost cu mine și de această dată și ne reauzim la rețeta următoare. V-am pupat!